Bună ziua! Sunt aici cu domnul profesor conferențiar universitar Cătălin Avramescu de la Facultatea de Științe Politice, Universitatea București. Domnule profesor, ați scris recent un articol Cum scăpăm de socialiști, cu țintă către PSD. Chiar așa, ce aveți cu PSD-ul? De ce vreți să scăpați de stânga socialistă din România? România trebuie să scape de PSD. Poporul român are ceva cu PSD. PSD-ul este pălăria politică a mafiei în România. Întrebarea este de ce există PSD astăzi? Și PSD există pentru că în 1989, Partidul Comunist, care era pe cale de a pierde puterea datorită Revoluției din decembrie, s-a reinventat la sfârșitul decembrie 89, s-a reinventat în prima parte a lui 1990. Cum? Printr-o alianță cu serviciile secrete și cu lumea interlopă. Și acesta este PSD-ul pe care îl știm astăzi. Este o salată formată din foști activiști, din afaceriști penali și din agenții serviciilor secrete. Și ceea ce fac ei este să ducă România la pierzanie. PSD-ul, vreau să spun foarte clar, nu este un actor politic legitim într-o ordine democratică. PSD-ul trebuie eliminat din viața publică, trebuie destructurat ca forță politică, iar acest lucru trebuie făcut, repet, cu mijloace democratice, corecte, liberale. Articolul meu despre asta este, despre metodele democratice, liberale, prin care PSD-ul poate fi destructurat și eliminat ca forță politică din viața publică. Deci nu aveți o problemă cu stânga politică în general, ci doar cu PSD în particular în România. Problema noastră în România este, în primul rând, cu PSD-ul, așa cum este. În fundal, da, am o problemă și cu stânga, pentru că această teză aberantă care este pusă în circulație, că ne trebuie stânga, trebuie să fie un fel de echilibru între stânga și dreapta, această teză este și incoerentă logic și este și falsă din punctul de vedere al faptelor. Țările care s-au dezvoltat foarte puternic în secolul 20, multe dintre ele n-au avut un echilibru dreapta-stânga, au avut o dominanță de regulă a dreptei, nu? O dominanță pe decenii întregi. A fost un partid de dreapta sau o alianță puternică de dreapta care a dus acele țări mai departe, pe o cale democratică, liberală, către prosperitate. De ce ne trebuie o asemenea forță politică de dreapta și dominantă? Pentru că trebuie ca pe termen lung, nu doar între niște cicluri electorale, ci pe termen lung, să avem o politică în România care este una, repet, liberală, de respect pentru drepturile individuale, de respect pentru proprietatea individuală, și politici economice valide, de pildă, cu impozite mici. Să avem politici economice al căror scop nu este să subvenționăm milioane de asistat social. Exact ceea ce face, iată, stânga în general. Dar dincolo de ceea ce face stânga în general, repet, marea noastră problemă acută, cancerul prezent, este această organizație numită Partidul Zis Social Democrat. Ați spus ceva în articol despre un sistem de control strict al cheltuielilor de campanie Corect. cu referire la legea finanțării partidelor. Corect. Corect, corect. Și asta trebuie să vă spun foarte limpede. Această parte din articol nu vizează doar PSD. Da, firește, da. Bani murdari sunt traficați în zona publică de tot felul de entități politice sau mai puțin politice. Dar uitându-ne anume la campanii, mai toate forțele politice au de dat niște explicații cu privire la sursele banilor lor. Nu, pentru că foarte multe sunt mufate la afaceri penale. Și atunci trebuie o lege electorală decentă. După mine, ceea ce trebuie să facem, nu, să inventăm apa rece, nu avem de ce. Există legi foarte bine scrise, reglementări foarte bine făcute. Pentru mine, cele mai eficiente din punctul acesta de vedere sunt cele din Marea Britanie. În Marea Britanie, cred că există, la nivelul democrațiilor occidentale, cel mai bun sistem de control al cheltuielilor publice de campanie. Dacă ar fi după mine, aș importa pur și simplu legislația britanică și aș lăsa politicienii noștri, așa zic și politicieni, să se descurce. Cu fonduri foarte mici, trebuie să. Britanicii, v-ați întrebat vreodată de ce
Când ne uităm la imagini din campaniile electorale britanice, vedem că politicienii britanici își pun câte o insignă în acel partid, au două, trei formulare în acele în mâini și umblă pe stradă, sunt în mall-uri, în piețele publice. De ce fac asta? Pentru că ei pot să cheltuiască doar sume extrem de reduse, câteva mii de lire sterline, într-o campanie electorală. Până și primul ministru trebuie să o ia la pas pe stradă. Eu sunt pentru un asemenea sistem în care cheltuielile publice. Poate ar fi bine să explicați, pentru că noi avem o lege 334 din 2006, legea finanțării partidelor, de pe vremea lui Nicolae Văcăroiu și Bogdan Olteanu. Legea finanțării partidelor a fost modificată în sensul că banii obținuți nelegal nu mai pot fi confiscați. Deci a obții bani nelegal și îi folosești totuși în campanie. Modificarea datează din octombrie anul trecut. A fost o propunere care a trecut de Camera Deputaților, iar alaltăieri, pe 22 ianuarie, Autoritatea Electorală Permanentă a lansat în dezbatere o hotărâre de guvern cu privire la modificarea legii în acest sens. Da, așa zisă dezbatere publică. Autoritatea Electorală Permanentă este condusă de unul din agenții acestor oameni, Daniel Barbu, personajul care s-a făcut de râs, ca să nu spun altceva, cu celebra declarație despre bolnavii de sida. De ce să dăm bani la bolnavii de sida când putem să facem, nu știu ce, Dumnezeu ce are că vrea să facem. Da, o instituție, Autoritatea Electorală Permanentă, care este spinalizată, este eliminată ca forță politică decentă. Deci, practic, noi am avut o lege care obliga partidele, să o spunem pentru telespectatori, Da. o lege care obliga partidele să declare în mod explicit la sfârșitul anului cum au cheltuit banii, iar Autoritatea Electorală Permanentă era autoritatea care putea sancționa partidele dacă nu dădeau această socoteală clară. În acest moment, PSD a introdus o lege să modifice legea pentru ca partidele să nu mai dea socoteală explicit, ci sintetic, adică rezumativ, iar Autoritatea Electorală Permanentă nu mai are puterea de a sancționa, ci cel mult e Da, cu palmă alegerile se vor peste. transforma încă și mai mult decât sunt într-un circ, într-o parodie, într-o pantomimă. Standardele legale și profesionale, oricum sunt extrem de scăzute, vor fi degradate încă și mai mult în această, așa zisă, lege. Care sunt lucrurile pozitive pe care le are legea electorală britanică? În primul rând, limite extraordinar de strânse pentru banii cheltuiți pe materiale electorale și campanii televizate. Acolo este aproape imposibil să cumperi un spot electoral. E aproape imposibil să cumperi ce se cheamă la noi panotaj, nu, afișele acelea mari puse. Da, mi-aduc aminte că și legea noastră obliga primăvară, a limitat plafonul de cheltuieli pentru. Și chiar Așa PSD. proastă cum este, ei vor să o strice și mai tare, da. Da, vor să scoată aceste lipsuri, să le modifice, să modifice procedurile. Repet, ce ne trebuie sunt limite încă și mai stricte, că pe după modelul britanic. De ce? Pentru că, în fond, politicienii într-o țară normală, într-o democrație funcțională, ei trebuie să convingă prin caracterul lor, prin ideile lor, într-o dezbatere cu adversarii lor politici legitim. Da. Nu cu afișe în care apare unul zâmbește și spune român, votați-mă. Tot felul de sloganuri, fără conținut, în fond. Explicați-mi și mie, de altfel, cine este convins de oameni raționali, cine este convins de o fotografie cu un candidat care se ține de mână cu niște oameni de manechin electoral. Spune România viitorul, ceva, Da, niște cuvinte goale. probabil de asta Ce vor și să spună asemenea lucruri? E probabil o de asta. ocazie pentru mafie de a cheltui bani. Da. Pentru a-i presiona 2-3 nai. Mai aveți o chestie în articolul respectiv, o chestie pe care nu o înțeleg și vă rog să ne explicați cum în ce constă și cum funcționează. Vorbeați de circumscripții
virtuale. În prezent se folosesc circumscripții teritoriale, adică câteva blocuri, câteva străzi sunt arondate unei circumscripții și oamenii se duc să voteze la o anumită școală. Dumneavoastră propuneți o, un, deci așa zis, un colegiu electoral. Dumneavoastră propuneți o circumscripție virtuală. Cum se poate face chestia asta și mai ales cum se aplică la, hai să zicem, la orașe, e relativ ușor, dar cum se aplică la localitățile mici? Hai să vedem întâi scopul. Da. Scopul pe care eu îl declar foarte liber și aici, și în articol, este zero mandate pentru PSD. Numai puțin. Zero. Complet zero. Repet, prin mijloace corecte. Ce înseamnă circumscripții virtuale? Înseamnă să nu mai împarți harta electorală a României pe bază geografică. Noi avem circumscripții care sunt acolo, pe hartă, în teritoriu. Da. Nu. Cum spuneți, un teritoriu, niște străzi, blocuri, sunt strânse, se face o delimitare pe hartă și oamenii dintr-o anumită zonă, mai mare sau mai mică în funcție de care trebuie alegerile, de pildă la Senat, circumscripții nu sunt egale cu cele de la Camera Deputaților. Da, știu. E bine. Și toți acești oameni vin la câteva secții de votare de pe teritoriul acelor circumscripții și votează. Acesta este sistemul comun. Eu nu vreau sistemul comun. De ce? Pentru că eu vreau să rup coloana vertebrală a corupției electorale. Cum putem face asta? Scoțând primarii din circuit. Pentru că acolo e marea problemă. Cureaua de transmisie a mafiei centrale, trece prin autoritățile locale. Și atunci cum poți să faci asta? Trecând la circumscripțiile virtuale. Ce sunt circumscripțiile virtuale? Sunt circumscripții matematice. Sunt colegii electorale delimitate nu pe o hartă, ci delimitate matematic. Ai, să zicem, 16 milioane de alegători în România, cam atâția sunt. În România, cetățeni cu drept de vot. Și atunci tu îi împarți în câte colegii ai? Să zicem că ai nevoie de 100 de colegii electorale. Asta înseamnă cam cât pe colegi? Cam 160 de mii, da? Bine, în condițiile acestea, împart, să zicem, în 100 de colegii electorale, dar cum? Nu trăgând dungi pe hartă, ci desemnând în fiecare colegiu, 1, 2, 3, 4, câte sunt, pe o bază aleatorie, pe fiecare alegător. Să zicem cetățean din sectorul 3 din București să se ducă în sectorul 6 să voteze. Nu, nu se duce nicăieri, pentru că n-ai nevoie să te duci la o secție de votare. În condițiile în care votezi fie la secție, fie electronic, fie prin corespondență, poți să votezi în ce circumscripție vrei. Circumscripția acelea nu sunt pe hartă. Nici secțiile de votare nu sunt pe hartă. Ele, să zic, cele care sunt legate de un anumit colegiu. În momentul în care votezi la secție, tu poți să votezi tot timpul în colegiul tău, matematic. Să zic că tu ești atribuit, legat, matematic, de colegiul, nu știu, 26. Are vreo și votezi în colegiul 26. Primești buletinul de vot specific colegiului 26, cu candidații din colegiul 26 și votezi în colegiul 26. Dar acel colegiu nu-l găsești pe hartă. El este undeva matematic. Înțeleg și nu știu, cam pe jumătate, presupunând că... Păi e simplu. Să zicem că avem o adunare de 100 de oameni. O Camera Deputaților, de exemplu, de 100 de oameni. Nu? Și fiecare dintre acești 100 de oameni trebuie ales într-un colegiu electoral. Să luăm deputatul numărul 26. Așa. Este ales în colegiul 26. Cum compunem acel colegiu? Selectând 160.000 de alegători pe o bază aleatorie și înștiințându-i că sunt legați de colegiul de 26. Din țară, adică unul din toată Suceava, țară. Unul din... Unul de peste drum de noi, unul dintre domnii care este aici cu noi și filmează, poate eu, poate dumneavoastră, cine știe, e totul aleator. Și cum presupunând că votez un anumit senator sau un anumit deputat? Da, cum... ai lista specifică a candidaților din acel colegiu electoral. Dumneavoastră, te gândești pe vă care gândiți, vrei și vă gândiți la această soluție în sensul că se poate implementa când oamenii au conexiune la internet. Nu, și prin corespondență, dar se poate organiza acest lucru și la secții de votare reale. Pentru că te duci într-o secție de votare, cea de la colțul străzii, de exemplu, de la școala de la colțul străzii. Și în momentul când intri, te identifici și ți se dă buletinul de vot specific colegiului
Dar Dacă ai niște acum arondat. intru în contact cu deputatul meu. Deputatul meu, eu pot să fiu din București și să votez un deputat sau un Da. senator, nu știu, din Târgu Mureș, Da. care mai are votanți peste tot în În țară. Delta Dunării. Cum fac? O să primesc telefonul acelui deputat în momentul când vreau să mă adresez pentru o problemă? E, Că aici, așa, da, aici teritorial... intervine o chestiune de reprezentare politică. Pentru că un deputat, în principiu, noi suntem legați de această idee care este stupidă, este greșită și stupidă, că deputații și senatorii trebuie să fie un fel de ambasadori ai localităților lor. Nu, Da, ei așa trebuie credem să și eu. reprezinte voința națională ca atare. Ei trebuie să fie fiecare în parte similar oarecum președinte. Nu? Asta e și teoria, de fapt, democratică, standard. Fiecare dintre oamenii de acolo, ei nu votează pur și simplu ce vrea, nu știu, Sulina sau sectorul 2 sau mai știu eu ce. Ei trebuie să voteze cu gândul la interesul național. Ori ceea ce spun eu corespunde exact acestei idei. Oamenii sunt legați, candidați, de interesul național. Ei trebuie să fie persoane cu acoperire națională. De cei care sunt candidații vor fi candidați nu pentru că sunt cunoscuți pe două străzi în Titu sau în Tecuci, ci pentru că trebuie să fie personaje despre care și alegătorul de la Titu, și alegătorul de la Tecuci, și alegătorul din sectorul 3 știu câte ceva. Prin urmare, habarniștii de cartier nu vor mai avea ce căuta în acest tip de politică. În politica democratică, decent, liberală, pe care eu o propun, în această politică au ce căuta candidați cu acoperire națională. Și deci se elimină și posibilitatea unui mafiot local care are... Șmecherile locale. Da? Să le spunem foarte deschis. Da. Șmecherile locale. Da. Deci își va pierde practic terenul de sub picioare dacă nu da, are de altfel, o viziune națională. Noi mergem, dacă mergem spre această direcție, noi vom și profesionaliza foarte bine adunarea legislativă, parlamentul, să spunem, pentru că, vedeți, intră în parlament acum tot felul de habarniști locali. Vin la ce se întâmplă cu politica externă, politica de apărare, bugetul național, etc. Tot ce fac ei este să stea la telefon, primesc ordine de la primar, de obicei sunt oamenii președintelui de Consiliu Județean. Asta e de regulă, curat de transmisie. Și ăsta este pe telefon tot timpul și spune, vreau un secretar de stat, vreau aia. Și atunci politica seamănă cu un fel de mozaic nebun la noi, în care tot felul de mici granguri locali, nu? Încearcă să se bată la București fiecare pe câte o bucățică de ciolan, de fapt. Că asta este pentru ei politica, ciolan. Ori ceea ce vreau este, din potrivă, oameni reprezentativi la nivel național. Pentru care să nu conteze dacă ești din Tecuci, dacă ești din Botoșan, dacă ești din Mizil sau dacă ești din Arad. N-are nicio importanță până la urmă. Toți sunt, ar trebui să fie reprezentanți, deci deputați și senatori, al căror scop este să fie promovarea interesului public. Ocup să fie promovarea interesului public în care ei nici nu sunt aleși așa. Ei sunt aleși în câte o văgăună. Nu? În sectorul 6. Nu zic că sectorul 6 este o văgăună, deși cum e administrat, a ajuns din păcate. Și toți se îngătează de interesele locale, de șmecherii locale. Da. Nu? Fac campanie pe 2-3 blocuri și după aia te mir că n-au nimic de spus despre România. Ce să spune ei despre România când ideea alegerilor nici n-a fost asta. Mai aveți o propunere, reducerea numărului de parlamentari. Mărturisesc că asta m-a luat complet prin surprindere, nu înțeleg de ce. Nu că am fi avut un referendum validat de către Curtea Constituțională. Da, referendumul viza reducerea la 300. Maxim 300. Da, maxim 300. Dumneavoastră, ce înseamnă și mai puține. Dumneavoastră ați propus o cifră pe care nu o înțeleg, ați propus 29. Deci nu avem 8 regiuni, 41 de județe plus Bucureștiul 42. Da, pentru că nu mai suntem legați de județe în această logică a circumscripțiilor virtuale. De ce 29? Care e logica? Vă rog, explicați-mi. Din două motive. Odată pentru că marea majoritate a parlamentarilor oricum sunt inutili. Uitați-vă la ceea ce fac, sau mai precis la ce nu fac majoritatea parlamentarilor. Uitați-vă la cum funcționează Parlamentul. Și o să vedeți cu ușurință o situație deplorabilă. Situația deplorabilă arată așa. Sunt câțiva lideri de partid, câțiva mega grande ai politicii românești, câțiva servitori în jurul lor, de regulă șef de comisii. Și în afară de asta sunt cantități neglijabile. Sunt mulți pe hârtie, dar ați observat foarte mulți parlamentari nu fac altceva decât să semneze la foc automat niște, așa zise, inițiative legislative care circulă
între ei, cu voie de la partid. Atât. Nimic altceva. Ați observat că sunt parlamentari care într-unul sau mai multe mandate parlamentare n-au vorbit decât 30 de secunde când au rostit jurământul. Dar zis că nu avem multe cazuri da, de genul da, ăsta. da. Deci dacă ne uităm, ca într-o firmă, ca într-o firmă, câți lucrează de fapt? Nu? Și câți ar gazul? Într-o firmă care dă socoteală pieței, trebuie să aibă profit, sigur, atâția cât sunt în firmă, toți aia trebuie să și lucreze. Într-o instituție de stat, unde logica e cam alta, ați observat că foarte mulți ar gazul, de fapt. În Parlament, care e o instituție ineficientă în forma actuală, foarte mulți ar gazul. Dar mai avem alt motiv. O normă diferită de reprezentare, adică un număr foarte mic de parlamentari, ar avea două efecte politice extrem de importante. Primul dintre ele ar permite electoratului să înțeleagă cine e în Parlament, ce fac acei oameni, cum votează fiecare, pentru că atunci când ai 300 de oameni, nu mai vorbesc câți ai acum, aproape 600 cu totul, în două camere, în momentul când ai 29, cum am propus eu, în acel moment tu știi cam care sunt cei din Parlament și cam ce face fiecare, pentru că sunt suficient de puțin să înțelegi ce cu ei și ce activitate au. Pe când dacă ai sute de oameni, fiecare se ascunde în spatele fiecăruia, ăștia mai mici în spatele liderului de partid și până la urmă ai o situație în care alegătorii au votat, dar nu prea știu ce fac reprezentanților. A doua mare schimbare ține de caracterul de reprezentativitate celor care ar intra în Parlament cu un număr mic de parlamentari, 29, cum am propus, cei care sunt acum nu mai reprezintă o secțiune redusă a electoratului, niște interese de nișă, ci cu necesitate interese mari, care aproximează interesul național. Asta e ceea ce trebuie să obținem în urma unor campanii. În sfârșit să răspund la o întrebare pe care a spus-o, dar sunt sigur că foarte mulți dintre cei care ne privesc ar pune, dar de ce atât de puțin? E bine, pentru că norma aceasta de reprezentare pe care o propun, de altfel specifică multor democrații. Și să știți că multe democrații importante au, datorită unei norme de reprezentare diferite de aceea pe care o avem noi, adunări legislative foarte mici, cel puțin pentru mărimea lor. Senatul american are numai 100 de senatori. Ei având acolo 50 de state, deci sunt 2 senatori de stat. Prin urmare, statul California, care are peste 50 de milioane de locuitori, știți? Deci de două ori cât România, două ori și ceva cât România, da. Ca populație, știți cât senatori are? Doi. Doi. Deci, un stat mai mult decât dublul populației românești are doar 2 senatori, eu propun 29 de senatori. De ce nu măcar un reprezentant de județ? Da, pentru că nu mai avem această împărțire teritorială, nu mai... Trebuie să avem județe care corespund cu locurile. Deci, toți reprezentanții națiunii. Corelez asta cu circumscripția da, virtuală absolut, de dinainte. Absolut, absolut. Așa. Absolut. Și motivul pentru care este un număr impar ține de teoria votului în adunări. Este bine să ai adunări cu număr impar de oameni, pur și simplu pentru că să nu ai voturi în care jumătate. Da, înțeles, în care ai voturi. Dar e o remiză. Exact. Ați mai propus sistem de vot preferențial, adică unul dintre alegători își exprimă candidații în ordinea preferințelor. Da, toți alegătorii asta fac. Sistemele de vot preferențiale sunt sisteme destul de interesante, deosebite, au niște caracteristici foarte aparte. Fac o paranteză, predau chiar sistemul, predau cursul despre sisteme de vot la Facultatea de Științe Politice. Dar, dincolo de orice chestiuni teoretice, trebuie să vă spun că sistemele de vot preferențiale sunt cele care ne permit nouă alegătorilor să votăm exact ce vrem. În loc să alegem doar pe câte unul, mai cu mod, să spunem, așa mai popular, noi exprimăm acolo ordinea în care îi preferăm pe alegători, pe candidați. 1, 2, 3, 4, exact cum elevii înțeleg, când aleg liceele la care urmează să se ducă, fac o listă preferință. Dacă nu intru la primul, să fiu repartizat la al doilea. Exact, e un motiv pentru care acest sistem se folosește la repartizare.
liceelor și observație. Ușor. Pot să-l folosească și elevii, nu? Dar de alegătorii, nu? Da. Maturi. De ce este folosit acest sistem? Pentru că rezultatul final este mai cât se poate de apropiat, matematic posibil, de structura preferințelor tale ca alegător. E o problemă, să zic așa, de agregarea preferințelor. Prin urmare, acest sistem este superior, repet, din punct de vedere și al psihologiei alegătorului. Rezultatul final obținut din această distribuire a mandatelor, într-un sistem de vot preferențial, e cât se poate de apropiat de ceea ce noi, într-o lume ideală, am vrea. Nu. Dar pe acest motiv, ne forțează, la modul bun, să fim inteligenți. Noi folosim acum sisteme de vot care, din punct de vedere teoretic, au niște găuri extreme. Au niște defecte structurale foarte serioase. Sunt sisteme de vot inventate în epoca de piatră alegerilor, unele dintre ele înaintea apariției democrației moderne. Gândiți-vă la sistemul de vot, așa zis, într-un tur, care în București a dat această oroare. Avem un primar care este extraordinar de nepopular în București. Nu mă refer la această doamnă, cum spunem, doamna aceea din Voluntari. E nepopular în București, iar n-ar fi ieșit cu alte sisteme de vot în două tururi, de exemplu, n-ar fi ieșit primar. Dar o avem pe această persoană. De ce o avem? Pentru că sistemul de vot funcționează aberant. Permite unei minorități, nu? Să-și impună punctul de vedere. Nu este normal. Pe un sistem de vot preferențial, această doamnă s-ar duce acolo unde este locul. Mă rog. Și de probabil sistemul ăsta de vot preferențial funcționează în logica sistemului uninominal, adică votăm omul, nu partidul. Da, există diferite sisteme de vot preferențiale. Există și sisteme de vot, cum spuneți, că au ca țintă partidul. Votez mai curând partidul, dar eu prefer acele sisteme de vot, versiunile acelea care vizează alegerea omului. Prin urmare, sisteme de vot pe care le numim tehnic majoritar. Deci vreau un sistem de vot preferențial majoritar. Există așa ceva, există un sistem de vot mai curând proporțional în Irlanda, un sistem de vot mai curând majoritar este în Australia. Există asemenea preferențial. Sisteme de vot care funcționează foarte bine și matematic vorbind sunt sisteme de vot demonstrabil mai solide. Eu vreau o versiune, de fapt, acestui sistem de vot preferențial uninominal, o versiune care se numește tehnic numărătoarea Borda modificată. Și vă garantez, zero mandate pentru PSD. Nu primesc. Zero mandate. Ce s-a întâmplat cu votul nostru uninominal? Am avut o propunere bună la început, care a fost amendată și acum avem ceva care nu e nici cal, nici măgar. E uninominal, dar... Acum? Nu știu. Dar nu avem uninominal, avem vot pe listă. S-a revenit la această ciumă politică, nu pot să numesc altfel, dezastru, numit vot pe liste blocate. De ce sunt listele blocate? Pentru că alegătorul nu poate să spună atunci când vede lista, vreau mai curând pe Ionescu decât pe Popescu. El trebuie să închide nemestecat tot ce i-a dat partid. Sub ștampila liderului de partid. Păi, normal că un asemenea de sistem pe liste blocate, pe liste închise, ce bună ori, favorizează oligarhia de partid. E un sistem foarte rău. Noi n-am avut niciodată un sistem uninominal. Am avut un sistem cu tehnic obiect se cheamă cu selecție personalizată, sistemul care a fost folosit în 2008 și 2012. Ca știți că a fost un dezastru. Nu? Dar și acesta pe care îl avem și l-am avut înainte, pe liste blocate, a fost de asemenea un dezastru. De ce nu trecem la un sistem inteligent? Să vă spun de ce. Pentru că politicienii, actualii parlamentari, ei sunt produsul acestor sisteme nenorocite. Ei nu pot să ucidă, pentru ei este găina cu o deaua. Ei niște mediocri oarecare, ați văzut, unii au fost șoferi, alții infractori de duzină, informatori ai securității, etc., etc. Și folosește aceste sisteme blestemate de vot pe care le avem ca să obții ce? Parlamentar. Iese așa ca dintr-o cutiuță, parlamentar. Sistemele de vot transformă voturile în mandate. Asta se întâmplă în toată lumea. Ori la noi, asta se întâmplă cu oameni de o calitate lamentabilă. Se bagă în mașină, să spun așa, mașina sistemului de vot, voturi, și ies acești parlamentari de o calitate execrabilă. A cui este vina?
în partea sistemului de vot, să știi. Ce s-a întâmplat cu votul nostru uninominal? Explicați-ne pentru telespectatori. Păi nu s-a întâmplat nimic, în sensul că politicienii nu l-au vrut. Nu l-au vrut. Păi uitați-vă, noi folosim la alegerile parlamentare, nu? Ca și la alegerile pentru consiliile locale. Același sistem, acest sistem al listelor închise. În acest sistem, liderul de partid vine și spune, îl vreau pe Popescu, Georgescu, Ionescu, în această ordine, și el știe exact care sunt locurile eligibile, că se uită pe sondajele de opinie. Și atunci, în Parlament, intră cine vrea liderul de partid. Asta este. Ne mai mirăm că avem un Parlament de slugi. Avem câțiva șmecheri politici, vătaf politici, înconjurați de slugi fără coloană vertebrală. Aceasta este explicația. Este sistemul de vot. Pentru că alegătorul sărac, în loc să voteze reprezentanții săi, el doar e redus la stadiul de a accepta sau nu accepta născocirile, lista propusă de liderul de partid. Asta se cheamă vot, vezi, doamne, democratic. Mai aveți o propunere de buletine de vot complet randomizate. Se leagă cumva de circumscripțiile virtuale? Da, pentru că în combinație, vedeți, aceste măsuri sunt gândite să fie, în primul rând, corecte. Ceea ce vreau eu este alegeri democratice la înalte standarde. Dar în același timp să elimine partidele autoritare, aberante și care au electorat captiv care nu gândește. Nu? Și atunci, ce înseamnă buletine de vot randomizate? Înseamnă că în momentul în care tu primești buletinul de vot, te uiți, există o ordine a alegătorilor, a candidaților. Ionescu, Popescu, Georgescu, ăștia care candidează. Și atunci, într-un sistem de vot preferențial, tu trebuie să spui care e ordinea preferată de tine. Uh-huh. Te uiți la ordinea de pe buletin și după aceea te uiți, zici, eu îl vreau pe Vasilescu. Deci el este primul, spui unul. Și îl cauți după aceea pe Marinescu. Te uiți, pui doi în dreptul lui Marinescu. După aceea te uiți, eu îl vreau pe locul 3 pe Grigorescu. Cauți. De ce trebuie să fie randomizate? Pentru că noi avem un dușman în această țară, noi însemnând oamenii decenți. Consemnul de vot. Avem un electorat captiv de milioane de oameni care habar n-au pe ce lume sunt. Se duc acolo și votează ca năucii în funcție de ce le spune câte un primar care umblă cu mită electorală pe uliță. Că știți că asta se întâmplă. Și transportă după aceea cu autobuzele la secția de vot. Și în condițiile acestea, noi trebuie, repet, să rupem această legătură vicioasă care se exprimă sub forma de consemnului de vot. Și cum putem să facem asta? Randomizăm buletinele de vot. Deci, ordinea de pe fiecare buletin de vot este decisă aleator, spre exemplu, de un program de computer care schimbă buletinele de vot pentru fiecare alegător și atunci tu, chiar dacă ai în buzunar, tu ca alegător, fără minte, ai consemnul de vot. Pe sistemele preferențiale, acest consemn de vot ia forma unei liste a preferințelor, de tipul 1, 2, 3, 4, cum vrea partidul, cu P mare, partidul. E bine, tu ai asemenea listă îmbuzunată, nu-ți folosești la nimic, pentru că buletinul tău de vot este diferit de buletinul meu de vot, noi doi alegători în aceeași circunscripție. Și atunci tu n-ai ce face cu prostia pe care ți-o dă partidul. Nu? În schimbul unei găleți de, nu știu, făină sau unei sticle de ulei, n-ai ce face cu ea, pentru că, repet, ordinea de pe buletinul de vot nu e exact ordinea pe care se așteaptă. Și asta, evident, în paradigma... Trebuie să te gândești. Vedeți, dușmanul cel mai mare a acestor politicieni care au dus România în criză este omul inteligent. Ceea ce spun eu este că alegătorul trebuie să reflecteze. Asta înseamnă democrația. Stai acolo, în cabina de vot și te gândești ce e bine pentru țară. Ce e bine pentru țară? Fiecare cum poate să gândească. Asta urăsc politicienii, alegătorii inteligenți. Domnul profesor, aveți o propunere care m-a surprins complet. Încriptarea buletinelor de vot. Ce presupune asta? Presupune întâi să abandonăm acest sistem foarte stricat al actualelor buletine de vot, care sunt, de fapt, o nenorocită bucată de hârtie pe care se pun o ștampilă de cauciuc. Nu? Da. Și ce rezultă de aici? Abuzuri. Abuzuri peste abuzuri peste abuzuri. De ce? Pentru că știți bine ce se întâmplă și asta se întâmplă nu numai acum în ultimii ani, se întâmplă după 1990, circul după ce se
închid urnele de votare, abia atunci începe. Când comisiile electorale, mai ales de la sate, încep să aplice ștampile suplimentare, să anuleze buletine de vot pentru candidații incomozi pentru oligarhia locală. De unde știm asta? Printre altele, pentru că România are un procent de voturi anulate colosal de mare, cu totul anormal. Pe toate studiile electorale vedem asta. De ce apar acele buletine de vot? Procente, multe, foarte multe, depinde de alegeri, au fost și procente aproape de 10%, condițiile în care, totuși, ce trebuie să faci este să aplici o simplă ștampilă de vot. Și cum ne trezim cu alegeri în care sunt câte două, câte trei ștampile de vot pe același buletin de vot? De ce se întâmplă asta? Evident, pentru că la comisiile de votare, candidații incomozi se aleg cu ștampile în plus ca să li se anuleze. Nu e o noutate, dar nu e o noutate. Care e soluția propusă de dumneavoastră? Soluția este să trecem la sisteme de vot care încriptează opțiunea alegătorului și nu o fac vizibilă comisiei. Ci... Aha, deci trebuie să fie un sistem de vot electronic. Nu neapărat. Există și sisteme de vot care încriptează pe hârtie. Există anumite metode. Ceea ce contează este, exact ca la bancă, compania de telefoane, cea prin care trece, dacă faceți internet banking pe telefonul mobil, compania de telefoane care vă vinde serviciul de telefonie, ea nu știe ce ați făcut dumneavoastră cu banca. Ce tranzacții ați făcut? De ce? Pentru că tranzacțiile sunt încriptate. Opțiunea dumneavoastră bancară, vreau să transfer 200 de RON, nu știu care persoane fizice, nu știu ce cont. Canalul de comunicație nu știe ce ați făcut. De ce? Pentru că pe telefonul dumneavoastră deja opțiunile dumneavoastră bancare sunt încriptate. Așa și cu votul. În momentul în care eu mă decid să votez 1 Marinescu, 2 Georgescu, 3 Vasilescu, acea listă a preferințelor mele poate fi încriptată matematic la sursă, fie electronic, dacă votul tău este electronic, fie pe hârtie, folosind anumite tehnici, încât comisia electorală care, de fapt, la secția de votare, ce trebuie să asigure? Doar că votul s-a desfășurat în condiții corecte, nu trebuie să facă altceva, la sfârșit numără, dar numărătoarea, după mine, trebuie asigurată cu mașini. Numărătoare optoelectronică. Cum se face asta? Păi gândiți-vă puțin că dumneavoastră cumpărați un bilet de loterie. Mulți dintre cei care ne privesc au cumpărat bilete de loterie. Cum credeți că se citesc acele bilete Codul de loterie? Codul de pare? Când înnegriți acolo, în cerculețele respective, ați observat niște... Nu, n-am cumpărat bilete de loterie. Și eu mă amintesc de mult cum erau. N-am cumpărat de ani de zi. Așa ceva, șansele sunt de a câștiga, știți că sunt astronomic de mic, dar lăsăm discuția asta la o parte. Există mașini care citesc repede ce ai făcut tu pe buletinul de vot. Uh-huh. Nu? Și încriptează această opțiune și o trimit repede la sistem centralizat. Uh-huh. Și după aceea un computer vede ce buletine sunt câștigătoare sau nu. În maniera acelor QR codes de pe, exact. Pe afișe, da? Exact. Le scanezi cu telefonul mobil și poți să-ți dai seama exact. Poți să ce spune. Asta, da. Deci sistemul poate să fie optic, optoelectronic, pur electronic, introduci și tipăritura pe hârtie, de pildă codurile acelea QR pe hârtie, le scanezi cu un telefon mobil cu o aplicație special, ai diferite variante. Ceea ce contează este să încriptezi versiunea de, opțiunea de vot până când o mașină, la un moment dat, adună rezultatele și spune cele mai multe voturi sunt pentru Vasile. Și, practic, Vasile declară câștigător. Asta elimină posibilitatea. Programul este auditat de specialiști independenți, nicio problemă. O să ajungeți acolo, urmează să vă întreb. Deci asta, criptarea voturilor, elimină posibilitatea fraudei la nivel local, la secțiile este. De vot. Da, pentru că acolo e mare problemă la noi. Frauda la nivel local. Alegători deja mituiți se duc la secția de votare și după aceea, dacă n-au votat cum trebuie, nicio grijă, care e comisia locală, act de cojocul. E bine, asta nu trebuie să se întâmple. Gândiți-vă că tranzacțiile dumneavoastră bancare nu ar fi încriptate. Intrați pe internet, banking, și nu ar fi criptate. V-ați trezi în 10 minute fără bani în cont. Așa și alegătorii noștri, pentru că opțiunile lor electorale nu sunt încriptate, se produce fraudă. Da, pot fi înlocuite buletinele, pot fi
Da, de ce? Pentru că noi folosim tehnologie de la 1902 sau chiar mai înainte. O nenorocită de bucată de hârtie de proastă calitate și cu o ștampilă de cauciuc. Este inadmisibil în anul 2018 așa ceva. Este inadmisibil. Nici măcar hârtia aia folosită la buletinele de vot, nici măcar aceea nu are elemente de siguranță. Imaginați-vă că bancnotele noastre ar fi tipărite pur și simplu pe hârtie de Xerox. Vă dați seama ce. Sistemul financiar a intrat în colaps mâine. Următoarea propunere a dumneavoastră se leagă de alegeri non-partinice. Are vreo legătură cu votul uninominal, adică a Sigur. vota persoane, nu oameni, e aceeași chestie? Sigur, pentru că, de fapt, majoritatea alegătorilor, și asta nu o spun eu, o spun studiile electorale, de fapt nu știu cine sunt cei care, vezi, Doamne, sunt aleși. De ce? Pentru că ei votează semne de partid. Întrebați pe oricine vreți. Nu? Ați votat în ce sector? Sectorul 3. Sectorul 3. Ați votat la legile locale? Da? Foarte bine. Îmi puteți spune numele a 2-3 consilieri de pe lista pe care ați votat? Nu. Mi-aduc aminte, era ceva cel cu Deci, care s-a căsătorit de 5 ori și avea o cel care firmă s-a de gunoaie. căsătorit, așa. Da. Deci asta arată, uite, un om totuși foarte bine informat, cum sunteți dumneavoastră, Silviu Prigoană. cu La mine în circumscripție. bun, mai Da. știți vreunul? Voilà. Uite, de fapt, votând o listă, ați votat de fapt mai mulți. Da, Și așa e. unii dintre ei au intrat în Consiliul Local. Deci, iată, un om foarte bine informat, foarte bine informat politic, datorită sistemului de vot, de fapt, e într-o ceață, nu știe exact pe cine a votat. De ce? Pentru că noi ne încredem foarte tare în niște simple semne pe hârtie. E o situație aberantă. Or, pentru a termina cu această situație aberantă, eu propun un lucru, zic eu, de bun simț, să trecem la sistem pe care l-a folosit, de exemplu, Marea Britanie până de curând, adică până în 1967, dacă nu mă înșală memoria, anume alegeri zise non-partinice. Ce înseamnă asta? Că acei candidați care ajung pe buletin de vot, ei nu ajung ca semne de partid. Dacă pe el îl cheamă Ion Popescu, pe buletinul de vot scrie Ion Popescu. Nu apare altceva, nu apare săgeata, nu apar trandafirii, nu apare nimic de genul acesta. De ce? Pentru că lumea trebuie să voteze persoane. A, că Ion Popescu este de la PST, este de la PNL, este de la PMP, sau este independent, e problema lui. E și o problemă de, repet, de imparțialitate, de corectitudine. Cuplez propunerea dumneavoastră cu ce a spus ceva mai devreme, circumscripții virtuale. Hai să ne imaginăm o situație ipotetică, în care eu sunt din București. Sunt într-o circumscripție Să-i zicem al electorală, 26. să zicem 26, deputatul meu este din Târgu Mureș și În sensul că circumscripția mea locuiește în Târgu Mureș, locuiește în dar Târgu nu Mureș. reprezintă Târgu Mureș, ales fiind, dacă e ales, ci reprezintă întreaga țară. Da, Și este ales de alegători din întreaga țară, de fapt. iar în acea circumscripție mai sunt oameni din Tulcea, Suceava, Ca Timișoara, Cluj, alegător. ca alegători. Corect. Ce șansă au acești alegători să-și cunoască vreodată deputatul? Adică, nu știu, Ceaba Dacă Otila. deputatul nu va fi un candidat, până să fie deputat, e deocamdată Da. candidat. Să zicem că ar fi ales, Da. atunci este deputat. Da. Candidat, să nu uităm la candidat. Dacă ei nu sunt personaje care au ceva de spus la nivel național, ei nu vor fi cunoscuți. Dacă nu vor fi cunoscuți, probabil nu vor fi votați. Bingo! Exact asta vrem. De ce? Pentru că aleg oameni acum despre care nu știu nimic. De ce să fie așa? Când noi trebuie să alegem, repet, oameni care au o suprafață națională. Cine ar intra într-o asemenea cursă cu un asemenea sistem pe care îl propun? Ar intra oameni care ar avea ceva de spus la nivel național și care ar fi cât de cât cunoscuți. Avem în România așa ceva? O, slavă Domnului, avem. Și ei, din păcate, n-au loc în Parlament pentru că tot felul de, să zicem, cetățeni din diferite localități legați de mafiile locale, ei sunt catapultați în Parlament de sistemul pe care îl avem acum. Repet, nouă ne trebuie la nivelul încă al candidaților, oameni care au ceva de spus la nivel național. Și atunci, dacă ați fi din Tulcea, dacă ați fi din Piatra Neamț sau dacă ați fi din Balș, ați căuta asemenea candidat, pentru că altfel nu știți nimic despre el.
Nu, vedeți doar un nume pe buletin de vot, nu? George Vasilescu. Cine George Vasilescu? L-ați votat? Nu. Nu, n-aș vota, dar pe de altă parte mă gândesc că... Și așa e normal, să nu-l zicem, votați. O personalitate. Adică, în felul ăsta sunt propulsați persoanele cunoscute la nivel național. Sigur. Dar, de exemplu, ce l-ar împiedica pe Alexandru Arșinel să candideze? E personalitate, e cunoscut la nivel național? E adevărat, numai că electoratul, să știți, cel puțin cel rațional, matur, și sunt mulți oameni de calitate în electorat, totuși face o diferență între notorietatea artistică, sportivă, să și relevanța politică. Să sperăm. Acum, să nu ne amăgim. Sigur că uneori poți să îți folosești capitalul, nu știu, cultural, artistic. Nu? Ronald Reagan a fost actor și a fost totuși un președinte foarte bun al Statelor Unite, unul dintre cei mai buni. Deci o asemenea, să zic așa, hibridizare, nu? Între două tipuri de popularitate, sigur că se poate întâmpla. Dar realitatea este că lumea, să știți, chiar și la noi, mai face o diferență. Aduceți-vă aminte când... parlamentar pe Gigi Becali și... L-am avut, dar să știți că l-am avut datorită listelor, nu datorită sistemului pe care spun eu, dar tocmai datorită nu sistemului. Nu datorită popularității? Nu, pentru că el a fost pe lista PMP, scuzați-vă, pe lista PRM. Pe lista, dacă nu mă înșel, a fost ales în, ca deputat al unui partid numit România Mare. Și el așa, a fost ales... Da, da. Nu, încă o dată... El a intrat, să zic așa, la grămadă, din câte mai amintesc eu, când aveam acest sistem al listelor. A fost europarlamentar, dacă nu știu, unde se folosesc la liste, la alegerile europarlamentare. Ce vreau eu este, repet, este ca oamenii să voteze candidați cu relevanță politică. Se întâmplă asta? Să știți că, uite, se întâmplă chiar și la noi. Aduceți-vă aminte de episodul în care Ilie Năstase, un om popular, un fost sportiv cunoscut, a capotat lamentabil, țineți minte, la alegerile pentru primăria capitalei. De ce? Pentru că alegătorul s-a prins foarte repede că acela nu era de fapt un candidat serios din punct de vedere politic. Sigur, putea să fie simpatic la nivelul glumelor pe care pe atunci eventual le-ar fi făcut unul ca Ilie Năstase. A fost cândva, acum 2-3 decenii, un mare sportiv, cândva, bă, dar politic nu era un candidat relevant și alegătorii l-au taxat. Gândiți-vă că foarte multe personaje publice cu anumită notorietate au rămas pe din afară pentru că electoratul a decis să ca aceștia să rămână pe din afară. Pentru că electoratul face totuși diferența între notorietatea oarecare și relevanța politică. Aici aveți o problemă la următorul punct cu care nu știu dacă sunt de acord. Sistem de înregistrare activă a alegătorilor. Vă rog, bine voi să explicați pentru telespectatori și vă spun comentariile mele după aceea. De ce nu le spuneți la început? Pentru că ca noi să pot avem, răspunde direct. Am avut și o întrebare din public. Un spectator a întrebat de absenteismul la alegerile din România. Cuplez chestia asta cu faptul că Australia, legături. Din 1924, australienii la nivel federal au alegeri obligatorii. Da. Deci te duci și primești amendă dacă nu votezi. Da, dar votezi. Amenda e simbolică, să știți. Da, dar este. Nu este, dar e simbolică. Bun, și? La noi am avut o catastrofă. Unde virtutea civică. Am avut o catastrofă la alegerile. Da, dar nu e din cauza din celor București. Care n-au venit, ci din cauza celor care au venit. Încă o dată, să nu... punem în cârca absenților mai mult decât e corect să punem. Acești oameni care duc România în stâlp sunt oameni care sunt în Parlament și pe cale de consecință unii dintre ei la guvern. Sunt acolo acești oameni, aceste personaje penale, multe dintre ele, pe voturile celor care s-au dus, nu pe voturile celor care da. Nu s-au dus, care nu există. Da, categoric. Da. Bănuiesc mașina de partid, oamenii care au fost sigur, sigur, scoși din casă să ducă să voteze pe listele... Sigur, că e la modă să-i blamăm pe absenți. Uitând că în rândul absenților, asta o știu sociologii de multe, opinia politică se divide într-un mod aproximativ egal. Modul care se divide în rândul celor care vin la vot. Cu alte cuvinte, dar să zicem că jumătate vin la vot și jumătate nu vin la vot. Și ne uităm la opțiunile electorale a celor care vin la vot.
Și ați văzut că uneori ne spunem unor, a, dacă ar fi venit mai mulți, ar fi ieșit altceva. De regulă nu. Pentru că dacă ne-am uitat la ceea ce ar vrea cei care nu vin la vot, să știți că ei vor cam tot acele lucruri care sunt exprimate de cei care, cam tot aceleași opțiuni au. Cu alte cuvinte, dacă un partid, cum ar fi Socialdemocrații, obține, nu știu, să zic 18% sau 28% sau 38% din voturi, cam tot pe acolo ar obține și dacă s-ar duce, nu știu, de două ori mai mulți. De ce? Pentru că, repet, între cei care stau acasă, opinia politică se divide pe felii aproximativ egal. Sigur că există. Strategii de campanie de multe ori spun, a, avem un avantaj de 1, 2, 3 puncte. Avantajele acestea sunt mici. Să nu pierdem din vedere peisajul general. Opinia politică, repet, în rândul absenților, se divide cam la fel. Deci ce spuneați dumneavoastră este chiar dacă i-am obligat să vină la vot, dacă am avea o furtă virtuală sau nu, cu care am scoate din casă pe toți, să știți, cam tot pe acolo rezultatele. Cam tot. Și propunerea dumneavoastră de înregistrare activă a alegătorilor, în ce constă? Explicați, vă rog, pentru telespectatori. Cer îngăduință să mai spun ceva. Absenții nu vin la vot, credem noi, pentru că s-au săturat de politică. E adevărat. E adevărat. Unii. Problema este că mulți nu se prezintă la vot nu din cauza asta. Și o parte foarte mare dintre ei nu vin la vot pur și simplu încă sunt indiferenți. Nu sunt nici pro-PSD, nici anti-PSD, nici pro-PNL, nici anti-PNL. Sunt pur și simplu indiferenți. Greu de crezut, există oameni, foarte mulți, care sunt pur și simplu indiferenți. Și de asemenea, foarte, foarte mulți dintre cei care nu vin la vot, o să fiți surprinși de partea asta, ei nu vin la vot pentru că ei sunt mulțumiți cu situația. Da, firește, da. Unul din motivele pentru care, repet, alegătorul nu vine la vot este, cred că un felul în care interpretează el realitatea, lucrurile merg în direcția dorită și atunci vin, nu văd un motiv, mai ales dacă partidul pe care ține are un anumit avantaj, tot este și atunci de ce să mă deranjez? Îl deranjez când lucrurile oricum merg. Să uităm pe sondajele opinie, vedem că nu, lucrurile merg, repet, în direcția în care alegătorul vrea. De ce să se prezinte la vot? Deci, nu numai protestul este explicația absenteismului, ci și indiferența și satisfacția. Repet, nu numai protestul, ci și indiferența și satisfacția. Și atunci, în condițiile în care tu ai creat un mecanism în care să aduci mai mulți oameni la vot, ar fi mai bună decizia finală agregată a acestor alegători? Răspunsul simplu este absolut nu. De fapt, ceea ce vreau eu cu un sistem de înregistrare activă este, dimpotrivă, să-i țin deoparte de urne, pe habariști, pe alegătorii care nu știu pe ce lume sunt. Eu vreau, dimpotrivă, să scădem prezența la urne. Prin urmare, să vină la urne doar cei care sunt motivați, au ceva de spus, au ceva de exprimat, s-au gândit bine la ce fac. Și aceștia nu sunt neapărat o majoritate întotdeauna. Ar fi aplicabilă chestia asta în... Am avut, de exemplu, alegerile acum în 2014, pentru prezidențialele. Da, când am avut o problemă cu Titus Corlățean, un scandal în urma căruia trebuie să-și dea demisia, diaspora n-a putut să voteze. Da, pentru că ei știau pe și pe sondajele de opinie și pe rezultate final vedem același lucru, că diaspora are minte. Diaspora e rațională. Da, categoric. Observați că Victor Ponta a pierdut la o diferență colosală în diaspora. Da, da. Și atunci ei vreau să-i țină deoparte pe acești oameni din diaspora. Da, da, ori ceea ce vreau eu este, dimpotrivă, să aduc asemenea oameni la vot. Și în condiții, repet, corecte, de echidistanță politică, să ținem deoparte pe alegătorii cu nivel de informație apropiat de zero. Dar este fezabil sistemul? Pentru că... Da, este fezabil și vă arăt... Nu vă poate fi cum fraudat arată în aceeași manieră în nu, care nu, fraudează... Nu, e sistemul... De fapt, ceea ce vreau eu este sistemul american. În sistemul american, să știți, înregistrarea alegătorilor nu este automat. Sigur, legile cu privire la înregistrarea alegătorilor variază în funcție de stat. Acolo, dar vorbind la modul general, acolo, spre deosebire de situația din România, unde autoritățile fac listele cu alegători și atunci fie că vreți, fie că nu vreți, fie că aveți habar, fie că nu aveți habar, fie că vă interesează, fie că nu vă interesează, fie că sunteți un om rațional, fie că sunteți un
iertați-mă, retardat mental, veți fi pe listă. Fie că sunteți om cinstit, fie că sunteți pușcăriași, fie că aveți chef de alegeri, fie că nu aveți chef de alegeri, numele dumneavoastră ca alegător va fi pe listă. Ceea ce vreau eu este, repet, sistemul american, în care dacă luați decizia să votați, duceți-vă și înregistrați-vă ca alegător. Asta este sistemul de înregistrare activă. Listele finale de alegători, ele sunt compilate de alegători. Ei se duc și se înregistrează ca alegător. Cu alte cuvinte, ai treabă cu alegerile, vei fi pe lista de alegători. Nu ai treabă, vrei să te duci, nu știu, la o cafea sau nu știu, te uiți la Ethno TV sau mai știu ce, uite-te la Ethno TV. Dar nu interveni în jocul democratic care presupune totuși alegători informați. Eu am această, între ghilimele, naivitate să cred că într-o democrație matură alegătorii trebuie să fie informați. Nu trebuie să fie alegători care sunt alegători doar pe hârtie, pentru că autoritățile decid că ei sunt alegători. Nu, eu vreau ca alegătorul să decide că el este alegător. Da. Trebuie să fie o decizie a ta. E ca și cum eu aș decide dacă cumperi o casă, dacă cumperi o mașină, dacă îți cumperi un pulover sau, nu știu, un pix. Nu? Cum? La primărie. Am eu acolo liste. Da, din păcate, nu are sens. Ăsta este sistemul la noi. Al autorității decide dacă tu ești alegător. Iată, uite. Eu cred că alegătorul trebuie să decide dacă este alegător. Bun. Următorul punct este votul electronic. Explicați-ne pe scurt. Da, și eu să știți, am fost voi ambasador. Voi comenta asupra riscurilor, pentru că da. Sunt... Niciun risc. Eu am fost ambasador aproape 5 ani de zile în Finlanda și în Estonia. Ca non-rezident am fost și ambasador la Tallinn. Estonia are cel mai avansat sistem de vot din lume. Acolo, dacă ești cetățean estonian și ai drept de vot, tu poți să votezi fie la urna de votare, în mod clasic, cam o treime fac asta, fie prin corespondență, un plic, cam o treime fac asta, și ultima treime votează electronic. Așa s-a împărțit, în mod spontan, electorat. Și, prin urmare, la practic orice alegere la care poți să-ți exprimi o opțiune politică tu ca alegător, tu poți să folosești oricare dintre aceste trei sisteme de vot. Este unic în Europa acest sistem și este foarte, foarte solid, foarte sigur. Ei fac asta de la începutul anilor 90 și cu toate tentativele care au existat, inclusiv din partea unor actori statali, ASCD Rusia, de a hăcui sistemul estonian, nu s-a reușit acest lucru. Sistemul lor este foarte sigur. Gândiți-vă în comparație la nivelul fraudei care este în alte sisteme, cum ar fi cel românesc, cu acele ștampile nenorocite pe o bucată de hârtie. Sistemul de vot electronic este foarte sigur. De ce? Pentru că folosește aceleași tehnici de securitate pe care le folosește, de exemplu, internet banking, banking-ul pe nu am internet. Vreun dubiu vis-a-vis de criptarea datelor în trafic. Îndoiala mea e vis-a-vis de ce se întâmplă la biroul electoral central. Odată voturile colectate, întâmplarea face să știu de la prima electronică mână, e mult mai ușor de... Da, nu numai pentru că... Și nu lasă urme. În momentul în care ștergi 1.000.000 de voturi dintr-un da. Apăsare de buton... Da, numai că nu este posibil acest lucru prin diferite tehnici și electronice și non-electronice. Repet, întâmplarea face să fi fost acreditat ca observator în Estonia la alegeri. Eu, în momentul când am fost ambasador. Mai mult decât atât, am făcut parte din grupul care a asistat ca observator, acest grup de oameni, a asistat ca observator la numărarea voturilor electronice. Există o anumită așa. Procedură. Se scot harddiscurile care sunt sigilate din computerele respective, sunt acreditate că sigilul nu a fost spart, se acreditează după aceea și cheile USB cu programe și cu chei de siguranță pentru a se citi respectivele date, tot acest ritual politic, exact ca la numărătoarea voturilor pe hârtie, se desfășoară public și există un grup, repet, de observatori. Am fost între acei observatori. Deci acele date nu pot fi fraudate. Nu au fost fraudate niciodată. Nimeni n-a fraudat niciodată un vot estonian, ceea ce nu se poate spune, din păcate, despre alegerile din România. Și, practic, ar trebui să copiem modelul lor și ar trebui să da, facem eu să curățenie. Știți, discutând cu șeful Comisiei Electorale Estoniene,
Am avut o discuție foarte, foarte îndelungată, cu atât mai mult cu cât, repet, vorbeam nu numai în calitate de ambasador, dar și ca profesor de științe politice, iar estonienii s-au oferit atunci să ne asigure asistență tehnică. Bine, eu am transmis această cerere autorităților române, care, bineînțeles, nu au fost interesate sub nicio formă. Ele sunt interesate de acest sistem corupt care există la noi. Ei asta vor să aibă. Dar noi, dacă am vrea, noi am putea avea acest sistem estonian sau o versiune de acest tip, care funcționează, repet, foarte, foarte bine. Și ultima chestiune de pe listă. Ați spus despre un pact de izolare politică a Partidului Socialist. Și revin, ce aveți cu socialiștii? De ce insistați atât cu socialiștii? De ce să izolăm politic? Sunt și alte țări care au partide de stânga, au o stângă progresistă. Da, dar asta nu este o stângă progresistă, ci este o stângă sau ce-o fi, autoritară, chiar cu un anț extremist. Uitați-vă la acei indivizi care își permit să amenințe protestatarii că vor fi mitraliați în piața publică, uitați-vă la brutalitatea cu care jandarmeria, la ordine politice, snopește în bătaie manifestanți, uitați-vă la tentativele de a modifica regulile dreptului parlamentar. Ați observat că opoziția a fost privată de oameni în comisie, a fost privată de dreptul la cuvânt. La noi, parlamentul e doar acolo, o clădire pe care scrie parlament, dar nu funcționează ca un parlament real. Și atunci, în fața unei asemenea grupări autoritare, în fond, PSD este urmașul de drept și de fapt al Partidului Comunist Român. Tipul acesta de partid, după mine, nu trebuie să fie luat în serios ca un partener de dialog și cu atât mai puțin ca un partener de coaliție politică, de nicio forță politică democratică. Și atunci, ceea ce propun este după modelul pe care îl avem în țări ca Franța, unde Frontul Național, o altă organizație autoritară, ultranaționalistă, cu nuanțe extremiste, a fost izolată și este izolată de decenii întregi. De 2-3 decenii, Frontul Național este pus la colț. Nicio forță politică cât de cât responsabilă nu se mânjește făcând alianțe cu Frontul Național. Așa și în România. Cer tuturor partidelor politice, tuturor grupurilor politice din România să facă o alianță explicită prin care să declare că nu se vor alătura în nicio combinație alături de acest partid care a făcut imens de mult rău în România. Anume, așa zis și social-democrații. Repet, după modelul francez. Cum Frontul Național este izolat în Franța, PSD trebuie să fie izolat în România, trimis acolo unde este locul, adică în afara jocurilor legitime dintr-un parlament democratic. Vă mulțumesc, domnule Cu profesor. mare plăcere. Dacă v-a plăcut, vă rugăm, dați-ne un like și abonați-vă la canalul Academiei de Dreapta. De asemenea, așteptăm comentariile dumneavoastră și eventual sugestii pentru episoadele următoare. Vă mulțumim!